Bine m-am lăsit la un nou loc. Eu sunt Alda, e Sara și Paul este afară să trag o dronă. De ce scump ești, iubitul? Ok, astăzi o să facem o rețetă foarte sănătoasă. Nu, nu este foarte sănătoasă, dar este gustoasă. Și din când în când mai mâncăm și mâncare gustoasă care nu este atât de sănătoasă. Și ca să începem cu o poveste funny, să vedeți ce mi s-a întâmplat odată când eram la hotel la micul dejun. Știi cum e la micul dejun, că e un bufet și fiecare își pune. Și mi-am pus niște Nutella pe o clătită și a venit o doamnă după aia cu doi copii și le-a zis: copii, să nu cumva să vă puneți Nutella, că este nesănătoasă. Și eu eram cu clătita cu Nutella așa în mână și ziceam: știi, mă simțeam vinovat. Ca să-i văd după aia mai încolo cu 2 metri, că erau toți cu crembo, știi? Astăzi vom face covri dogi. Rețeta de covri dog este de pe canalul Chef Paul Constantin. Chef Paul Constantin împreună cu familia lui chiar au fost la noi acasă acum vreo 2 săptămâni și am stat așa și am avut o vorbă foarte lungă de vreo 2 zile. Am vrut noi să facem ceva video la momentul ăla, dar am preferat să stăm să vorbim decât să gătim. Paul, mulțumesc foarte mult pentru rețetă, pentru că ne-a inspirat, ne place foarte mult, numai că noi o să facem rețeta ta plus brânză. Casa noastră astăzi e plină de niște prieteni, voi ați mai văzut. Sunt din America toți. Isabella. Thor. David. Miguel. Chelsea. Matthew. Nu știu exact de unde să începem. Sara, știi tu rețeta? Te-ai uitat la ea? Cineva trebuie să vadă rețeta și să ne coordoneze. Avem nevoie de tine, Sara. Mi-e foame. Punem 200 de grame de apă. Punem niște sare. O linguriță de zahăr. 500 de grame de făină. Cât lapte de praf? 20 de grame. Pe rețeta lui Paul Constantin este untură. Noi nu am mai știu de ce. Și atunci puteți să punem unt sau ulei de măsline. Cred că o să pune să fac rețeta asta de seama, așa un feeling. I have a feeling. Ok. Și acum nu mai trebuie să frământ. Aia e toată ideea, din cauza asta mă folosesc de Thermomix. Aluatul, ia să le încumeș. Pare foarte ok. Și acum îl voi lăsa puțin să stea jumătate de oră. L-a crescut. Punem puțin de ulei de măsline aici pe fundul bolului ca să poată să crească. O, ați fene. Hey, I'm so sorry, Bella. This is a look. Amza, cum spui că tu nu știi engleză și vorbești super fain cu Bella? Ia auzi la Amza, ce că el nu știe nimic în engleză și că nu poate să meargă la grădi, că e greu, că nu poate să comunice. Vorbea cu Bella mai devreme. Serios? Da, face că look, nu știu ce, și Bella îi zice în românește: pune la loc. Nu-i voie. Toți abonații noștri vor să te audă cum vorbești în engleză. Poate să vrea. Oricum asta, câte leacuri să facem la video-ul ăsta, să facem o zi vorbim numai în engleză? E, nu știu, zi tu. Asta e o idee de video foarte tare și nu prea îmi doresc să fac așa de tare, dar haideți 50.000 de like. Wow, prea mult. Nu este tu prea chiar nu vrei să se facă? Nu, eu deci cred că o să fac, eu cred în voi. Deci, dacă da, chiar veți tare, apăsați butonul de like. Cum credeți că se zice la covridog în engleză? Este pig in a blanket. Adică pe românește? Porc într-o pătură. Da. Ce faceți? O invers. Wow, Amza! Aveți nevoie de 2 inele, un copil năzdrăvan și un ciocan de la Daco. Să scrieți orele. Acum, un ciocanul punem așa, apoi eu sunt în spate și mă pun așa și apoi așa și apoi așa. Și papa de canales. Ce voci de desene animate faci tu? Ce faci, sunt aici cu David și... Iara! Deci ea imită un american care vorbește românește. Yes, I was at my old school and then we were doing English, you know? Right. And someone asked, like the teacher said, how do you say like brown in English, you know? Right. And in Romanian it's maro. Maro. That's brown. And then they said maro. Oh. That was so funny. Pregătesc mozzarella, tai feliuță. Să vedem, mamă, Melissa, ce frumos scrii și caiet colorat ai. Da, știu. Wow. Și uite, Melissa, ce face aici. Învață chestiile astea.
Ce fain. Huh? What was so funny? This is the most beautiful notebook I've ever Melissa? Seen. This is the biggest question. This evolution. This is not sure. He also said that. Yeah. Because it's not evolution, it's adaptation. Yes. We adapt, we do not evolve. Americanii sunt niște prieteni ai noștri. Putem să începem să-i numim că sunt foarte vechi. Miguel și Chelsea sunt veniți de 3 zile, da? Și o să stea vreo lună de zile, dar peste 2 săptămâni noi vom pleca în Grecia cu autorul Lotele. Asta vă spun acum. Și o să rămână aici la noi pasă în continuare. Oricum, până atunci avem de făcut covri dogi sau pig in a blanket sau să traducem porcușori în păturică. Așa se numește mâncarea de azi. Aluatul și-a dublat volumul și o să împart în 60 de grame, cam așa. Ia, îl cântărim? Wow! 60 de grame, 61 acum, nu știu de unde a mai apărut un gram în plus. Mamă, iubi! Wow. Asta e puțin mai mare. Yeah. Wow! 88! Cred că asta este o rețetă pe care o vom tot face. Știi? Pentru că e fain. Și copiii se distrează. E de familie. Eu le-am împărțit în câte 60-65 de grame fiecare și știi ce va trebui să faceți? Mama, da? Deci uite, faceți așa. Stai că te dau. Și începem așa. Ia. Din a înfășura, știi? Și s-ar putea să fie prea scurtă sau prea lungă. Eu am făcut așa după ochi. Trebuia să fie un pic mai lungă. Deci trebuie să o destram și să o faci din nou, a? Da. Nu știu în ce m-am băgat. Cred că mă încurcă un pic mozzarella, dar este foarte bun cu mozzarella. Adică e păcat să-l mâncă. Deci trebuie să arate așa, copii. Ok. Wow! Chiar mândră de el. Și după aia îl puneți înapoi aici, pentru că urmează să le punem pe toate în apă cu bicarbonat, cum se fac covrigii, de fapt. Bravo! Stai-ți-o la acoperit. Dar eu am o întrebare. Voi v-ați spălat pe mâini toți? Da. Pun un pic de mozzarella și... Bella, there's a baby there? No! Nu? Mama, ia uite ce am făcut. Perfect! Perfect. Deci am zis, a început să meargă la granița americană și înceapa să zică cuvintele românești să le... Să vorbească așa. Tata, eu știu cea mai faină rețetă. Bravo, ți se bine. Cauza. Câte aluaturi ai folosit acolo? Sigur a luat mai multe, că nu e încă pia. Bella, it looks good, but you have to cover. Cover the edges. Melissa, al tău arată foarte bine. Care este secretul? Sunt artistă. Și vine natural. Am făcut un nas, scumpu. Ce bine ți-a ieșit. Este mai greu pentru că e mozzarella și din cauza mozzarelei se rulează mai greu. Altfel ar fi mai ușor. Dacă nu sunteți foarte tare cu brânza, puteți să nu vă complicați ca noi. Dar când se topește, când deschizi asta și sper să iasă. Nu poți să zici că e ușor, dar nici greu. Am pus o jumătate de cratică de apă pe care o aduc în punctul de fierbere. Punem bicarbonat de sodiu, 30 de grame, imediat când o să fiarbă. Și după care, 30 de secunde trebuie să stea astea înăuntru. Și le pregătim, am pregătit tava asta pentru băgat la cuptor. Am pregătit cuptorul la 180 de grade. 5 de jumătate de oră să lăsăm. Acolo, deci v-am zis ca să știți ce etape urmează. Mă ajut? Asta este o meduză. Wow. Și ai tu numer până la 30. 30 trebuie să stea asta. Da. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 29 Mississippi, 30 Mississippi. Bravo! Sper să-mi iasă măcar unul din ăla perfect pe care să vi-l arăt. Oi! Așa. Deci sunt pregătite pentru cuptor la nivel mediu, da? Amza m-a ajutat la curățenie, ce treabă bună a făcut el. Bravo, Amza! E tare! Eu am aspirat, Sara acum spală vasele. Și gata, între timp când o să fie gata covridogii din cuptor, noi o să fim gata și cu curățenia și cu tot. Nu rămâne decât să punem copiii să mănânce, iar apoi îi punem la culcare. Ia să vedem cum arată acum. Wow! Ce bine arată! Wow, ce bine arată! Ia să vedem. Wow, arată super. Wow, this looks good. Ia. Wow.
Ce bine arată, abia aștept să gust. Hai să vedem ce gust are Pig in a Blanket sau covridog românesc. Eu nu mai pot să rezist. O să vedem cum arată pe interior. Cum e? Mie mi se pare că este foarte bun. Aici așa arată înăuntru. E, are gust bun, să știți. Este bun și aluatul și e crocant. Și și înăuntru mi se pare că e bun. Și chiar am făcut bine și dacă ne-am chinuit puțin. Cașcavalul așa are un touch fine. Uite, am luat ăsta, este puțin spart. Dar să știi că și la Petru, și la Gigi, și la Gelu, și la Ion, și la Vasile, la covrigările noastre, câteodată primești câte unul spart așa. Ia. Îmi place. Aș mai pune mozzarella mai multă. Și o zic. Nu are rest? Super. Bună! Un poc foarte bună. Mai facem? Da. Ia uite cum se vede, așa copt, vezi, pe spate, pe fața și pușcat puțin brânza, fain, și înăuntru așa se vede mozzarella. Ce fac eu aici? Uite, îi pun niște sos barbecue. Da, zic că e făcut perfect. Și este și mai bun, pe stradă nu poți mânca așa. Mulțumesc cu torta, până la final. Acesta a fost vlogul de azi, ne vedem curând la un nou vlog, te salutăm, pa, pa!